Conducerea Serviciului Public Comunitar permisă de conducere și înmatricularea vehiculelor Maramureș a declarat pentru Teleplus că face eforturi pentru a admite cât mai mulți examinatori, astfel încât să fie redusă perioada de așteptare a candidaților între examenul de la sală și cel de la traseu. Județul Maramureș se situează la nivel de țară undeva printre primele județe sau în primele 10 județe ca termen mic de așteptare la proba de traseu. Suntem în jurul a unei luni, o lună jumate maxim, un pic mai mult la Siget, dar și acolo vom reduce distanța de așteptare între proba de sală și proba de traseu, în așa fel încât să ajungem până la sfârșitul anului, sper, și acolo la o lună de zile maxim ca și distanță. În Baia Mare, termenul de așteptare este de circa 3 săptămâni, sunt însă în țară județe unde candidații trebuie să treacă prin emoții chiar și 3 luni până le vine rândul să susțină examenul la traseu. În Maramureș, prioritatea au cei care au luat sala. E important de spus că prioritari sunt cei care obțin permisul imediat, deci cei care au fost declarați admiși la sală, încercăm să-i favorizăm să fie primii examinați și la traseu, iar cei care sunt declarați respinși de 2-3 ori, bineînțeles că trebuie să-i lăsăm să mai se pregătească și au cea mai lungă perioadă de așteptare pentru a fi din nou propuși la proba de traseu. Dacă nu au fost declarați admiși, mai trebuie să se pregătească, oricum ei obligatoriu trebuie să urmeze un curs de minim 6 ore de conducere la proba practică și după aceea se pot din nou prezenta după un termen de așteptare care de asemenea este stabilit de lege, ca minim 15 zile. În fiecare lună, sute de maramureșeni dau examen în vederea obținerii permisului de conducere.